Dragii mei, a venit timpul să vorbim despre cea mai importantă chestie ever și aia sunt, bineînțeles, topurile WatchMojo legate de anime. Live acum pe twitch.tv/shunero. Bun venit, dragii mei, nu v-am mai văzut de atâta vreme. So, numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime, dacă nu știi, vorbesc un pic prea mult despre anime. Aia e chestia care o fac eu, right? So, astăzi facem fix asta, în sensul de o să ne uităm fain frumos, right, la niște chestii. Well, mai exact acele chestii o să fie, bineînțeles, you know, topurile WatchMojo de anime, pentru că de ce nu, right? De ce zic asta? Pentru că, you know, mă, eu știu, voi vreți să-mi fac eu un top shoujo, so, you know, o să facem și asta, da? Am zis că, bă, prima dată ar trebui să ne uităm la aia care fac chestiile astea profesional, right? Avem aici WatchMojo, care are o draie și o draie de videouri cu topuri de astea de anime, right? So, eu, gândul meu a fost, hai să ne uităm la alea, hai să iau niște lecții, pentru că e clar că topurile mele sunt într-un mod sau altul, dar hai să vedem cum le fac profesioniștii, right? Aia care fac numai top 10, top 15, top whatever, right? Like, hai să vedem ce fac ăia. Acum am deschis și eu chat-ul pe telefon. Bun venit, dragilor, mă bucur să vă văd ca de obicei live aici în chat. So, you know, dacă tătii să facem chestia asta cu shoujo anime sau manga la un moment dat, să mai fac eu un top de asta. Hai să vedem de la oamenii care fac topuri cum se face un top, right? Să învățăm de la ei. Deci, ce o să facem astăzi if foarte, foarte simplu. O să intrăm, uitați aici, playlistul ăsta de WatchMojo Anime, right? De la WatchMojo.com, right? Și o să ne uităm la topurile alea, o să ne dăm, bineînțeles, cu părerea, o să râdem, o să murim de cringe foarte probabil, pentru că eu nu o să vreau numai să mă uit la topurile noi, right? O să ne uităm și la topurile alea mai vechi alor, să vedem cum au îmbătrânit toate topurile alea și să vedem ce părere au. Iar la final, ce o să facem? Corect, o să ne uităm la WatchMojo România. De ce? Pentru că ghișe și România are WatchMojo, right? So, hai să vedem cum se compară, cum se compară topurile, dacă găsim topuri de comparat, pentru că, you know, există și WatchMojo de România, care face de 3 ani videouri. Well, au făcut acum 3 ani 5 videouri, au luat pauză 2 ani, s-au apucat iar anul trecut să facă, so, you know, o să fie interesant, but yeah. Bing, as usual, mulțumesc de acel subscribe, so yeah. Nu știu, n-am idee, vedem. Ok, bun. Anyway, hai să începem acest top 10. As usual, să vedem fain frumos ce-i cu el, ce avem în topul ăla. Și, you know, dacă este ceva bun acolo, right? Oh my god. Ok, am și văzut primul top care vreau să-l văd. Like, am și văzut. Ăsta nu este pe canalul de WatchMojo România. So, hai să vedem top 20, nu 10, 20 fac acum ăștia. Top 20 anime-uri horror, you know, din acest century, adică din ultimii 20 de ani, 22 de ani, no, da, 20 de ani. So, hai să vedem ce zice
Watch Mojo că sunt cele mai bune top 20 de animeuri. Super! A început bine. E The Promised Neverland, care cu toții știm că sezonul 2 e 10 din 10. Perfect. It's Ash here with Watch Mojo, and these are the top 20 horror anime of the century so far. Oh no, mzica. Nu mzica, baga Attack on Titan acolo. Nu. Okay, hai. Yes, yes, yes. And as always, number 20, Miruko-chan. Asta e comedie, frate. Like, bara... Pentru tine e extraordinară deja să dacă încep cu Miruko-chan ca și horror. Like, în 12 episoade are două momente foarte bune de horror și un twist foarte fain legat de taică-so. But this ain't it, chief, like, e clar, just, e clar. Foarte jos avem bara asta dacă just, It's rare to pull off such drastically different genres successfully. Vai ce enervant e vocea lui ăsta. E atât de greu să faci lucru de genul și să faci chestia asta într-un horror anime. Anyway, hai să vedem mai departe. Ok, bun. Dead Man Wonderland. Okay. Gets turned upside down when his entire class is killed by a mysterious man in red. Da, l-ai numi ăsta horror, gen straight up horror? I don't know. Convicted as a murderer, Gats is sent to the theme park prison known as Dead Man Wonderland, where the prisoners are... Cea mai fucking anime chestie ever. ...used as entertainment for visitors and forced to fight for their lives in terrifying death. Știi ce e Dead Man Wonderland? E Squid Game înainte de Squid Game. Ai Dead Man Wonderland. If you're looking for a bloody romp, look at the weapon, the dark conspiracy surrounding... Dar nu aș numi asta horror. The When They Cry franchise is synonymous with animated nightmares. Okay, When They Cry, okay. What starts off as an awkward family gathering becomes altogether more gruesome when many of them begin to perish in mis- Da, aia pare să fie ideea ăstora, dacă e gore, dacă e thriller, e și horror. Like, nu știu, man, eu în fiecare zi mă trezesc în ultima vreme și mă uit la știri și mai horror de atât nu se poate. Nu știu cum să vă explic. Anyway, nu vreau spoilere, so tera. What? Alien cockroaches. Oh shit. Ăsta e GB8 înainte de GB8. Scientists send cockroaches to Mars. Ha, cock. What is this cock? In order to terraform the planet for humanity, evolution decides to change things up. Dive to the red planet and are subsequently. Eu n-am cum să iau un anime de genul serios. Eu dacă m-aș uita la asta, eu m-aș uita efectiv să râd la el. Like, n-am cum să... Deci n-ai cum să te uiți la un anime de genul să fii speriator, terifiator, whatever. Adică, pula calului. Trebuie să nu fi văzut în viața ta un cockroach. O gâză. Salut, salut. Oh shit, i-a luat capul și a făcut ca un mic baseball, super. This show is the definition of Nu, deci uite-te la secvența asta. Dacă tu te uiți la secvența asta și zici: "Oh, ce înspăimântător" și nu râzi. Man, what the fuck? Ui aici. Deci, acum urmează partea absolut hilară. Uite-te aici. Nici cum aleargă ăștia. Care parte din asta e terifiantă, omule? What the fuck? This is hilarious. Deci chestia asta e... Oh my god. Du-te, mă. Ăsta e hilar. Oh, Hellgirl. Oh, beautiful shadow lost in the darkness.
Dubbed anime. In this world, people who have been wronged and have a desperate need for revenge can... Shit! Știi ce-mi dau seama că o să fie în top 20 ăsta dacă e Hellgirl aici? Mirai Nikki. Fii atent. Adică e ăsta, cum pula mea îl cheamă? Ghost Rider. Dar varianta anime și normal că dacă e varianta anime, e loli. Anime is a brutal look at the lowest humanity, more potent than the hellish. Și sunt curios dacă și Death Note o să fie aici după logica la asta. Gantz-O. This flick uses its new visuals to their full potential when bringing the most disturbing monsters to life. Dar cum e asta horror, domn? Focusing on secondary protagonist Kato, on a solo outing, the film has him struggle to survive against an ever increasing. I mean, arată mișto monștri, eu nu zic că nu, like, ăsta, da, again, nu știu dacă e horror. It's a great addition for those who enjoyed Gantz's first outing, but also a hell of a time for those looking for some CGI dismemberment and destruction. Serie destul de tumpit. Ok. Number 14, Ajin. Ajin. Ok, și ăsta. Cum e horror? Eu m-am uitat la Ajin la ambele sezoane, ce-i drept încă n-am văzut filmele, că tot uit să mă uit la ele. Dar unde e horrorul în ăsta? Că ăsta nu-i horror. Asta e... What? Ăsta e un anime despre evoluție, iarăși. Like, I don't get where the horror is. E, iar, exact, mai degrabă un thriller. That's what Nagai discovers one day, but he's anything but thrilled. I'm supposed to zici că e body horror, but nah. As available beings with ghostly bodyguards known as Ajin, Nagai station to learn more about their anything but a sense of fear and anxiety while leaning into the darker aspects. Da, again, nu-i horror. The Promise Neverland. Iar, The Promise Neverland, okay, sure, da. Na, al doilea sezon lumea zice că mai mult e comedie, so... Fortress. If you're tired of Cabaneri of the Iron Fortress, okay, but again. The infected creatures known as Kabane are what happens when your typical undead are put through the Industrial Revolution, becoming a horde of armored monsters that force what's left of humanity. Da, da, asta e mai mult un monster flick decât horror, like... Nah. It just... ...aboard steam trains, all in the vain hope of... Turtirea! Ce a fost turtita aia de pietri? Nice timing, vagabond. With some seriously metal moments in between all the zombie carnage, Cabanery has become something of horror's... Cabanery? Mă, Cabaneri, putut pronunția. ...disregarded stepchild, but one you seriously need to consider checking out. Unique doesn't even come close to describing... Ok, dar doar Hedoro nu-i horror. Iară, like... Body horror. Poate are, poți să zici asta, dar asta nu e un horror. Asta e cel mai amazing magical boy anime în pula capului. Also, avem voi neapărat de un al doilea sezon la anime-ul ăsta. We have Kaiman, a killer searching for the spellcaster that turned his head into that of a reptile. And that's just barely touching the insanity. Yeah, but again, nu-i horror. Tokyo Ghoul, of course. Starting out as a normal boy, his life is altered forever when his crush turns out to be a flesh-eating ghoul, resulting in he himself ending up as a hybrid and plunging him into a world where you either eat or get eaten.
Censored scenes aside, Tokyo Ghoul, especially its first season, beautifully leans into the savagery of ghoul culture, elaborating on how there are monsters on both sides, monsters that aren't afraid to kill and maim in the name of a dubious cause. Tokyo Ghoul, după Naruto, e cea mai mare greșeală la industria anime. După aia e Bleach, și după aia e One Piece, și după aia e Dragon Ball. This won't be the first time you'll see vampires here, but this just might be their creepiest interpretation. Whatever it is, I'm not gonna let it go. Oh shit, Batman. Nice. My village. Shiki is certainly a slow but steady burn, and one that grows in intensity until it's a raging inferno. Damn. もう溝辺町でもあの火は見えるだ。It is heavily atmospheric and relies on its characters and environment to instill a sense of the inevitable, with a rural setting that pits to mob justice in incredible. Parasite. Okay. Kinda, but undoubtedly okay. The pinnacle of body horror and body snatching in anime. Yeah. Sci-fi slaughterfest sees average students. Să zicem că Parasite e cel mai aproape anime dintre toate astea care se apropie de horror. When the rest of the creatures shape-shifting race comes a cooling. E gen, na, aici ai chestia asta de cum îi zice de transformare de extraterestri, de you know stuff like that. Ai gore, da, da. Da, ai mai mult decât în altele, știi, nu-i așa un show, pentru că somehow, cumva, fucking show-urile cu zombie îs păstătăt și fucking boring, dar nimeni nu s-a gândit să facă tare multe show-uri cu extraterestri care să facă ce fac, de exemplu un Parasite sau un The Thing sau așa mai departe, știi? John Carpenter's The Thing, e ceva în similar. Băi, poți să zici că nici nu-i horror, că e mai mult acțiune, so that would also be fair, I guess. It's one of those series that excels and revels in the bloodshed, but also transcends the genre thanks to the strength of its characters. Even the most squeamish should venture out to give this one. Number 7, School Live. Delusions are a of course the School Live VH. Of course the School Live VH, huh? What appears to be a happy day in the life of high schooler Yuki takes a tragic twist when it's revealed she's living in a fantasy world of her own making, where everything is a slice of life. Her friends are helping to shelter her from the zombie apocalypse that's overrun everything and has already killed many of their friends. An unreliable while her shattered sight. Nice video, ce mai face? School of the Dead, ok, yeah, of course, right. Normal ca ai School of the Dead aici. Oh shit, yes, am uitat că High School of the Dead are chestia cu țâțele cum. Oh shit. Oh, da, uite, aici ai. Titi Bullet Time. Dacă ăsta-i horror, să-mi bag pula. Jesus Christ. There are some genuine dead, but at least sticks to it. When you have such an another history, okay, there we go. Why my conventional, to zicem. Horror thriller. When Koichi transfers to a new school, he discovers his classmates appear to be hiding a dark secret in regards to a terrible event from years prior, along with a certain girl with an eye patch who happens to be the key to tying everything together. Especially that. Can you be a man? Nu vreau să văd scena aia unde aia pică cu ochiul în umbrelă. Number 4, Helsing Ultimate. Hail to the King, or should we say, Count.
Helsing as an organization. Wait, I mean, that go bump in the night and happens to really the best in the business. Alucard, the greatest and most sadistic of all vampires. Now, Luke Valentine. I have eyes for days. Oh, dacă n-ați văzut The Helsing Ultimate dub-ul, e cea mai fun, cum îi zice, abridged-ul, e cea mai funny fucking chestie. Eyes for days? Eyes for days! Fine. It's time to educate you on how a real vampire does battle. Taking on everyone from crazy Catholics all the way to a resurrected Third Reich. I like war. Alucard's antics leave an ocean of blood. Da, stați așa că acum dacă tot am adus aia, nu vă las numai așa pe gol. Helsing Breached. Unde-i? Unde-i episodul? Unde-i episodul? Stai așa. Stai așa că găsesc eu. Imediat găsesc eu ăsta. Sau ăsta era șasele, cred că. Dacă nu mă înșel, episodul 6 e cel mai bun episod din toată seria asta de Abridged, că e efectiv cel mai funny. I think that was the last one. Good thing too. I fear you're running out of bayonets. Care to correct yourself? Și accentul la squash. Bayonets for days. I believe I speak for all of us when I ask, why did we go out of our way to save this woman? I didn't want to assume. I was actually wondering that myself. Alucard would have left Maxwell to die. In mind, Mr. Bernadotte. My name is Ceres Victoria. How peculiar. I was under the impression by the rest of the staff that your name was Poliska. Poliska. Sorry about one another. Let's be honest. There's many complicated facts. Ah, da, asta cu Grenada. Anyway, we're not gonna stick through that joke. But este unde-i faza asta aici. Aici, unde asta se transformă mare. You're kidding me, right? This basic bitch has you believing she's a giant. Master? Where? On a boat in the middle of, fucking, I don't know, Atlantic? Yeah, fucking ocean. Anyways, you need to whip out that third eye of yours. But, asta e lasă pe cea neferință cu eyes for days. You have three eyes. You're a vampire. Do you have three eyes? Sweetheart, I've got so many. Too many eyes. Eyes for days. Eyes for days? Eyes for days. Now, look past your own self. Howard. Oh my god, go cross-eyed, Jesus! Please don't stick me in your giant vagina! Vezi ce șam? Vă recomand să vă uitați la toată seria Bridge de la Team Four Star, pentru că sunt fucking hilar oamenii. Și episodul ăla 6 e cel mai bun episod al lor. In its almost pulpy gothic aesthetic, while sprinkling in with when let... Na, bun, hai să vedem. Of course, yeah, no, of course, yeah, Attack on Titan aici. Normal. Devilman Crybaby, borderline psychedelic, deeply upsetting, timeless in its carnage. Alt horror. Violence as it's ever been, with every moment of going absolute chad of hell called stability. Stai! Go
going from meek beanpole to absolute Chad. Absolute Chad. Cineva a scris scenariul ăsta, a primit 5 euro pe el și a zis, yeah man, trebuie să scriu aici că ăsta ajunge să fie un absolut Chad. Ai de pula mea. A, da, dacă nu știați, ăștia plătesc extraordinar de rău pentru scripturile astea să fie scrise. Our latest video. We're on your phone, make sure to go see when they cry series. Okay, sure. Bineînțeles, că e foarte ușor să sta. Ah, figura și when they cry. Bine, super. Nu. Hai să vedem top 10 animeuri care sunt cele mai urâte de proprii creatori, right? Urât de propriul creator, right? Are furieta. I mean, nu mă mir. E absolut oribil. Da, fără Ghio. Nu Ghio. Oh, ce CGI e frumos. Ia binezis. Kill some brain cells, Putsun zis. Of the light novels, Ryo Shirakome, who allegedly writhed on the floor in agony whenever he was sent a storyboard or script for a new episode. Not exactly a good sign. Yeah, nu mă mir. E absolut oribil. Ah, am auzit și de asta, că nu i-a plăcut, cum îi zice, creatorului de Agronosaura. Are 1,80 m și îi înalt. Auzi-mă, dacă ai 1,80 m, ești nuci de înalt. And the lack of dynamic animation when it came to the basketball matches certainly didn't help things. This sentiment was shared by the manga creator Takashi Hinata, who called the anime's direction terrible and disappointing. Dar normal, nici nu mă aștept să fie altceva. Ahiro Nosora Twitter and called them the worst. Ouch. Thought getting into an argument with Hideaki Anno was a good idea. What? This is the man who spent over a decade taking on the company he helped create. Masami Suda stood no chance. The mangaka is well documented in her hatred for the adaptation of her work, mainly due to it prioritizing comedy over drama. Her clashes with Anno got so vicious that everyone leaving the anime on a cliffhanger ending made of recycled footage. It might be viewed as a beloved shoujo, but the behind-the-scenes confrontations were anything but cute. Okay, sure. Number 7, Classroom of the Elite. There's always going to be minor alterations. Acum cu sezonul 2, da, nu mă mir. Nu mă mir că aici în listă. Writer Shogo Kinugasa, there were just one too many changes for his liking when adapting his work. Așa și cringe toată ideea să... Instead of striving to gain friends and better himself, lead character Ayano Koji was presented as ice cold from the get-go. Hotondo no ningen ga sou da. Ore mo na. Da, ce ziceam, shit. Classroom of the Elite e ce a fost o regairu pentru generația mea, I guess. Like, oribil. O cincin. Udasai. N-o zici ce-o trebuit, nașpa. Number 6, Kumamiko, Girl Meets Bear. Everyone familiar with this series knows about its infamous ending, how it went so far off the rails from the source material that it destroyed everything that came before. What? We're still not sure what compelled the studio to rewrite the ending, but the handling of Machi's character was abysmal. Instead of letting her go through with her dream of being an idol,
they emotionally crippled her to the point where she was left as a shell of herself. Naturally, the mangaka, Masume Yoshimoto, was not pleased with the results. Number 5, Bokurano. What the fuck? Here's a conundrum: what happens when creators of a manga and anime based on the same topic have completely contrasting views on how the story should go? I mean, pe lângă CGI-ul ăla care e absolut fucking oribil, da, am văzut și Naripurieta. Like... Damn, bro, ce s-a gândit în 2007 să facă CGI de genul? Depressing Mecha-filled Wonderland apparently didn't sit too well with director Horiyuki Morita, who decided to unleash his own version of the story along with a heaping helping of anime tropes for good measure. Oide, Futaba-chan mo. Hanashi wa nagaku naru kedo, kiite hoshii. Kono nagai tatakai. Usually this kind of contention is made by the fans. But hey, there you go. Like Toru's journey with the Soul Basket, lol. What? O să mă uit și la aia, Lucas, o să mă uit și la aia. Inside the hearts of diehard fans, the original Fruits Basket adaptation had a lot of things wrong with it and was severely disliked by creator Natsuki Takuya. Thanks. I didn't think they'd ever leave. Thankfully, the 2019 version corrected all of those previous missteps with gorgeous animation while also faithfully gorgeous animation the of the manga. God, I regret that exists a serie asta. Actually joined the Mobile Suit Victory Gundam. What? Oh, you thought the original Gundam series would be depressing? Just wait. Famed for taking a miserable tone and tackling some mature themes, Victory Gundam pulled no punches when it came to wiping out the majority of the cast in a variety of upsetting manners. Nice. So why the sudden change? Sadly, Gundam's original creator, Yoshiyuki Tamino, was suffering from depression at the time, which inevitably bled over into his work. He's since gone on record to say that he regretted his actions and how it affected the results. Well, that's bleak. Gundam a fost originalul Evangelion din punctul ăsta de vedere atunci. It's a complicated history when it comes to the Bleach anime. On the one hand, he's contributed to many of the filler arcs and movies, overseeing many... Of course he'll contribute to filler arcs. God fucking damn it. That being said, he was none too pleased about the final Bleach movie. The portrayal of Hell was apparently far removed from the vision he had set down. It obviously stuck with him, since Bleach's recently released chapter was practically dedicated to reintroducing Hell and establishing the actual lore. Before we continue, kinky, forty kinky, obviously. Adventure, Phantom Blood. Oh lol, yeah, okay, it da. It took forever to get a decent adaptation of Phantom Blood, and this wasn't it. Nici nu cred că l-am văzut ăsta. L-am văzut alea din 90, dar nu l-am văzut ăsta. Was so poor that Araki prevented any of it from finding its way onto DVD. On the downside, this meant apparent longer before the anime. Ai lost media. Nu vezi, de aia nu știam de el, păcat. Aș vrea să-l văd. Dacă se regăsește, aș vrea să-l văd cândva, pentru că sunt foarte curios. Positive notes, it ensured that the version audiences did receive in 2012 actually featured Speedwagon this time around, and that is bloody important. Ah, deci l-o tăiat pe Speedwagon, pe cel mai sexy waifu? Păcat. Bun.
Hai să vedem că și așa au făcut un top extraordinar. Să zicem că topul ăsta 10 e ok, right? Like, nu prea avem ce comenta la asta. Dar la ala de horror tot am avut ce comenta. Hai să ne uităm la asta cu 10 animeuri psihologice, right? Hai să vedem. Hai să ar peste intro. That's great. Ok, sure. I get it. When you bite the big one, the journey isn't over. But you're headed to the void or are lucky enough. Am auzit că ăsta e destul de interesant. Un fel de Kakegurui Mito, cuz you know. Judgment of human souls through the eyes of a mysterious barman, we see various humans come falls is on bill. Next. Madoka Magica. Okay. Vezi, aici are mai multe safe picks, să zic așa, alegeri mai simple. Nu? Ok, știm de tăzi de asta, on direct priority, because of course. Și nou, so, you know. In the spirit of Madoka, this latest hit is unrelenting with its portrayal of the trauma, expectations, and inner conflicts that come with being a young woman. Exchange for freeing girls. Okay, bun, nu trebuie. Serial experience. Experiments lane, right? Of course. Of course că și asta e aici. Dar și eu foarte, foarte curios ce o să fie. Bun, Kaiji. Of course. Kaiji, the original Kakegurui. Anyway, mergem mai departe. Perfect Blue. Ok. Apropo. O să vorbim vineri despre Perfect Blue la Shonro Live sau la serile și dacă nu știi încă de ce, o să afli și o să rămâi foarte surprins, să zic eu. Da, o să fie o știre principală, that's for sure. As she transitions from an idol to wannabe actor, Mima Saiki's play. Bun, hai să mergem mai departe. Steins Gate. Of course. I mean, no mir. Not only does this series excel as a sci-fi epic that presents the concept of o safli vineri. Promit. E o știre foarte, foarte faină. No holds barred romp of an anime, one that somehow succeeds in balancing number 3. Monster. Of course. I have a surgery to perform in the other room. There's a million miscalculations. Of course, so. Death Note? Yeah, okay, I get it. Normal. Nu mă așteptam la altceva decât Death Note să fie aici. Like. Of course. Normal. I mean. Of course. Era. Nu a fost până acum Evangelion, mă așteptam să fie aici, normal. Na bun. By this point, the Evangelion franchise is just being greedy. Not only is it the definitive anime sci-fi series. Oh, am găsit următorul video. Fiți atenți aici, ci că 20 cele mai bune anime originale Netflix. Deci originale Netflix. Ba nu ne uităm la ala că practic tot ribatul meu e la astea, nu au fost făcute original de Netflix, sunt adaptări la manga, pentru că de aici te uiți și Ajin are manga, Fate nu-i right, nu-i original, Great Pretender îi, dar you know, nu-i făcut de Netflix, but I get it. Great Pretender, Brand New Animal, oh my god, stă câteva minute la Brand New Animal. Little Witch Academia are manga, unde Netflix original, Psyche K la fel, Dorohedoro la fel,
și Violet Evergarden la fel, și Devil May Cry Baby, și also Violet Evergarden nici mă... What? Ce? De unde? Nu înțeleg. N-am idee ce-i cu lista aia, but weird. Și, bineînțeles, Devil May Cry Baby, care, again, nu-i Netflix original. Trebuia să zice top 20 anime-uri care sunt acum pe Netflix. Și ar fi fost mai bun decât Netflix Originals, că, you know. Anyway, bun. So, hai să vedem top 10 cele mai ciudate lucruri care au fost transformate în anime-uri, ok? Lilo and Stitch. Okay, in some backwards way, we can see this working. The original Disney flick had already been turned into a dozen TV spin-offs. So why not let young Japanese audiences share in the magic of the blue fluffy alien spreading the word of a... I mean, nu știu. Da, e foarte ciudat că un desen animat a fost transformat într-un desen animat. Bine, nu, fără ghion. The plotting kid and had no time for a former bestie. I'm sorry, what? Les Miserables. Les Miserables. Știu ce o să mai fie aici. O să fie contele de Monte Cristo sau cum pula mea. It's good enough for anime. While this sounds like it could be a disaster, the final product isn't actually all that terrible. Sono Chambara-chan te otoku wa ima dou shite no? Oh sure, the teens suffer is monumentality. But more like audiences. Okay, so. Stai, ce? Opa, shit. Oh, yeah. Deci o sări și o uita să pun la chapters și de-aia am sărit, but... Supernatural. Supernatural, the animation. Dar nu-mi vie să cred că există asta, man. Like, e ireal că există Supernatural de anime. Like, damn. What did you see? Perhaps the creators thought with the combined might of Supernatural's fanbase, plus that of otaku fangirls, they would be unstoppable. It just seems like a strange combination when you think about it. And while they can get away with a bit more... De ce strange ăsta? Pentru că era în perioada unde Death Note era încă foarte popular și Steins Gate și anime-urile e genul. Și Supernatural, să nu uităm, a fost foarte popular. If you're a loyal watcher of the show. Come on, give me a spark. Newcomers aren't going to find anything. Dai ce? Damn. Especially appealing about it, while the only solace hardcore Winchester followers are going to get is that they got the boys to reprise their roles. It's quite possible that the late Abigail Sullivan was treated with formalin. Ada, la da bola na. Jungle Book, Shonen Mowgli. Super. Jeez, Japan. Ah, nu. Stai așa că ceva mi-a trimis ceva, o trimis pe Discord. Yes, okay. Au plecat cu toții după ce și-au pierdut casele. Nu mai e nimeni aici. Nici pe aia n-am inima. No. Oh no, nu pot. Oh no, nu pot. Oh, nu pot. Hai să merg mai departe. Oh, fac aici infarct în pula mea. Anyway, Jungle Book, yeah, we get it. Poirot and Miss Maple. Agatha Christie's great detectives, Poirot and Marple. Registrat pe un server de... Apparently the creators just couldn't stand the idea of two of the greatest fictional detectives of all time not crossing paths. So they decided to correct it with an anime that sees a young ambitious girl and her pet duck train to become a great detective under the guidance of Poirot and Marple. わかりました. それでは start. Can you see where this is going? In what essentially becomes Persona 4, the ending to a more bumming legend. Wait, what? Haven't the turtles been through enough already? In what feels like the animated successor to that one time they teamed up with the Power Rangers, this mercifully short set of OVAs sees them gain the ability to further mutate into buff super turtles that look like they're out of some questionable doujin,
Nici nu trebuie să bagi linia aia cu questionable doujin acolo. What the fuck? Oh da, stai. Hai să vedem dacă e aici așa la cu Anne Frank. Highlander. Ok, știam că există asta. One murder of his action lends itself to it's if this was the only sequel in its canon, but you'd have to be Powerpuff Girls Z. Lol, what? Ah da, știam de fapt și de asta. Bine, nu că l-am văzut, dar na. It's essentially a retelling of the beloved cartoon. A mistake involving Chemical X accidentally creates the uber powerful sounds for perfect team. We mean a unleashes the trio of Momoko, Miyako, and Kaoru, who gain the power to transform into superior te- oh boy. To our channel and footing number one. Noniki. Yeah. Ce, știam, dar știam că o să fie The Diary of Anne Frank în pula calului pe primul loc. Și nu odată, de două ori au făcut adaptare, sau de trei ori au făcut adaptare. Primul diary al lui Anne Frank anime, cred că e Lost Media. Only this one comes with substantially more baggage. Can we call this a terrible adaptation? No, not particularly. I thought you might like this autumn leaf as a present. Madhouse's animation lends itself well enough. So yeah. Bun, astea au fost astea. Hai să ne uităm la cu top 10 superhero anime și după aia trecem la Watchmojo România, ok? Să ne uităm ce au și românii noștri. Bun, să nu ziceți că nu facem și asta, ok? Supereroi, right? Hai să vedem. Batman Ninja. What the fuck? Ăsta a fost un film, man. Like, pentru numele lui Dumnezeu. Și fără supărare acum, dar really? Batman Ninja, care a avut un singur film, tu-l pui în top 10 anime-uri cu supereroi, că e Batman? Really? Damn, bro. What the fuck? Batman out of Gotham and into Edo period Japan, where his rogues gallery have become feudal. I mean, e hilar și foarte entertaining anime-ul ăsta, dacă îl prea în serios, din punctul meu de vedere, ai o problemă. De are și nota de 6 ceva pe mal, dacă nu mă șel. In order to stop history from being changed. The Joker. That's right, Max. It is I. Damn you. If you've ever wondered how a Batman isekai would play out, then look no further. And let's be. Dar nu-i isekai, că s-a dus înapoi în timp, nu în altă lume, mă pulă prost. Who wouldn't want to see Batman decked out in ninja and samurai gear? With pleasure. Oh, I'd hate to come all the way to ancient Japan and miss out on a samurai sword fight. Right, bats? Then you won't be disappointed. Batman Ninja is a whole lot of fun, blending Japanese his sight for a good shake-up. Number 9, Astro Fighter Sunred. If you're looking for a good shake-up of the usual superhero, supervillain type, okay. Then this is the anime. Weird choice. Like, really weird choice. Așa mă aștept să fie și fucking Inferno Cop în top 10-urile ăsta, sincer. E da, dar de-aia nu m-am uitat la asta, să vedem. O să vezi, că nu ne-am uitat la același video, sau? Bă, de-aia, aia era o comedie, Hero Man. Next. What would happen if your favorite action hero came to life and became a real superhero? Hero manga. Ikiteru. You'd get hero manga. Asta pare să fie un anime bun, dar eu nu știu ce, nu l-am văzut vreodată sau nici n-am auzit de el. Hai să just un pic de research, ok? Știu, fac o mare greșeală că intru pe mal, but hey, Hero Man. Prima chestie care am dat-o e un hentai manhwa. Hai să încercăm scris împreună, Hero Man.
l-am găsit, 6,8. Da, nu mă mir că nu am auzit de el, că are 6,8. Asta pe mal. Written by superhero comics legend Stan Lee. Hero Man is the perfect choice. Lol, e de la Stan Lee. Lol. What? Vreți să vă arăt? No, bine, hai că vă arăt. Uitați aici, să nu ziceți că vă mint. Bine? Uite aici. Engage, Hero Man. The original Gatchaman Crowds, really? Battle of the Planets in America was more of a spacefaring adventure anime than a superhero one. Păi dacă e mai mult un spacefaring, un space adventure decât unul cu supereroi, de ce pula mea l-ai pus în topul ăsta, dacă tu zici asta? But the 2015 series Gatchaman Crowds took things in a different direction. Aia, Crowds. O dat-o pe Sentai, am înțeles. Ok. These Gatchaman were heroes from all walks of life who came together to face an spiritual energy and most interesting design, interesting, but you know, interesting superhero anime out there. By Flamenco. Warning, this anime will surprise you at every turn, since it starts out a lot like Mark Miller's Kick-Ass and quickly escalates into something much crazier and delightfully off the rails. Altro di 6,8. The series followed Masayoshi Hazuma, a male model who decided to become like the tokusatsu as Suri superhero live Kinnikuman franchise. Okay, Kinnikuman mai are sens, de asta le mai știm, but yeah. Yuta Tamago's Kinnikuman is an equally epic, long-spanning tale that should pique the interest from the world standard. Are you crazy? Hi, Garambani. It's a basic rule. A hero's secret identity has to remain a secret. Secret, huh? Times are changing, old man. Better keep up. For a good buddy cop superhero characters shows and fierce lip-busting. Number 3 Sailor Moon franchise. Fighting evil by the moonlight, winning love. This magical girls, superheroes. So, superhero show. Debatable. I mean, technically, no, e un subgenre, ai putea zice, la supereroi, magical girls. So, for once, no, no, ales prost ăștia. Like any magical girl, Sailor Moon is a superhero by any other name, using her magical abilities. Well, yeah, okay, One Punch Man, of course. Palocu 2, normal că Palocu 2 One Punch Man, so yeah. Parodying characters like Superman and Shinpack. For fun, sleep, it's raining. Is far an intro. Number 1, My Hero Academia. I mean, dacă nu era One Punch Man pe primul loc, de ce ar fi oricine altcineva? So, hai să ne uităm la ăștia a noștri români, right? Uită-te, începem cu ceva cringe ca lumea. Top 10 cele mai dorite fete în anime, ok? Like... Sunteți pregătiți, nu? Hai să vedem... Top 10 waifus în anime după Watch Mojo România. Bine, astăzi e posibil să ne îngropăm singuri, dar pregătiți-vă de mult cringe, adică foarte, foarte mult și multe din acele momente anime de genul... Bine ați venit pe Watch. Rareș. Fără supărare. România pentru un top 10 cele mai disperate doritoare fete în anime. Ce? Bine ați venit pe Watch Mojo România pentru un top 10 cele mai disperate doritoare fete în anime. Cele mai 10 disperate doritoare fete în anime. What?
What? Da, disperate de ce? Bine, aflați în câteva momente. Deci nu e top 10 cele mai doritoare. E vorba despre caractere doritoare de penis sau despre ce pula mea vorbim? Stai, I'm so confused. Da. Nu, nu mă abonez. Nu, nu. Top original Watch Mojo pentru a vedea acea. Oh, nu, asta e top 10 original Watch Mojo România. Deci topul ăsta nu există la watchmojo.com. Ok. Iar atunci când postăm un clip nou, cine știe, poate mâine, poi mâine ajungem la 5.000 de abonați și vă lansez din start. Disperat de doritoare de o bombată cu protagonistul în fața căruia îi plesnesc sân și cururi de dimensiuni discutabile la fiecare 3 secunde, pentru că, da, orice anime care se respectă, deși vorbește de total altceva, trebuie. Nu știu de ce, dar așa e. Stați atenți că multitudinea scenelor cam așa și așa cam tinde spre infinit. Deci atenție mare pentru acest lucru. Dakimakura desu. La numărul 10, S Death din Akame ga Kill. Watashi no hiya de Kataro. Futari. Nani ga donatteru nda? Doar v-am zis. E un top 10 horny women. E un video horny main. Top 10 horny on main. O să fie acele arma imper. Sunt cuvinte care poți să le folosești în loc să te tragi de nuci, Rareș. Putuți. Bunoacă ca nici alta. Ar fi putut să aibă pe oricine, până și pe mine. Mulțumesc, acum intru. Nici... Oh, shit. O zis asta. O zis omul meu asta. Mă iau, mă duc. Dar nu cea mai super bună. M-a și blocat. Se conformeze și a legilor mercatului și a problemelor feminine din anime, deci trebuie să se îndrăgostească de protagonistul nostru pe jumătate prostit. De-a zis că Tatsumi se gândește puțin când se aruncă pe el. Mai este și posibilitatea de a fi anihilați dacă o refuză. Dar uite ce trebuie să facem, Tatsumi, eh? Haide! E de recunoscut. To pick up girls in a dungeon? Did you have to make the French accent? No, Hestia, is it wrong to pick up girls in a dungeon? Un anime delirant în care dacă nu se văd delirant, oh yes. Monstri se văd suni aruncați pe fața protagonistului. Îmi iau physical damage. Pe parte ziceam, îmi rezultă imposibil de crezut cum Estia, zeița familiei, gardianul yes. Nu e... Yes, Ruxy, și cred că e problema, deci, că el face scenariul la video și el interpretează... Zeiță, mai mult o... ...de loli băiat anime din aia doar pe bel. Exact asta. World where the concept of dirty jokes doesn't exist. Ce se întâmplă? Întreb eu, domnișoară. Domnișoară, aceste desene japoneze, cum ne cresc copiii? Ana, ea e... Ei bine, e excitată ca un tipic arice. Excitat, nici nu încearcă să pară tipica fata anime de bisericuță de afară. De fiecare dată când e în scenă, e la limita hentai-ului violent cu un dublaj tipic nipon. De excitat, ei bine, nu refolosește bună. Oi fi eu român adevărat, dar pentru mine pornește totul de la nume. Oi fi răutăcios eu, dar Boa Ren Coc, nu știu. Ce-i greșit cu omul ăsta? Stai așa. Nume, oi fi răutăcios. Oi fi eu român adevărat, dar pentru mine pornește totul de la nume. Oi fi răutăcios eu, dar Boa Ren Coc. Ce gimnastica lui Dumnezeu? I-o sărit ăsta de la boa la coc.
unde e pentru numele lui Dumnezeu? Bro, just... Nu știu, m-a făcut să mă gândesc mereu la ceva, da, Omul meu se gândește la pule, aparent, când vorbește de tipa boa din One Piece. Singur lucru care îi vine lui în cap când o vede pe tipa aia acolo dezbrăcată e pule. Just not judging, man, fiecare cu treaba lui, bă. You know. Bunoacă de prima linie, de adevărat, cu niște proporții realistice, nu? De întotdeauna, dar la urma urmei trebuie să vă aduc aminte de Nami cumva, nu cred, inițial împotriva bărbaților, dar... No, stai, nu cred că am înregistrat ce o zis ăsta, stai așa să mai ascultăm o dată. Linie, de adevărat, cu niște proporții realistice, nu? De întotdeauna, dar la urma urmei trebuie să vă aduc aminte de Nami cumva, nu cred, inițial împotriva bărbaților, dar îl întâlnește pe Luffy, lovitură de fulger suprem aici. Nu mai e cine devine regele piraților, ci cine devine regele excitării, dar... Întrebare, ne-am uitat noi doi la același fucking One Piece? Că eu sigur că tu te-ai uitat la varianta de Enhentai sau ceva, pentru că n-au fost nicio clipă în One Piece-ul la care m-am uitat eu, regele excitării. So... I don't know, man, just... Dar Luffy, păcat că e singura persoană din cele șapte mări care nu concepe nici pe departe aparent o love stories. Dacă este un loc pentru Sanji, ăsta ar trebui să fie, dar asta o descurajează pe Hancock? Nu, de fapt se declară unica și adevărata soția lui Luffy. Ei bine, el nu știa asta, dar e ok așa, boa, e ok așa, totul în regulă, e bine. La numărul 6, Kuroko și Rai în A Certain Scientific. Ce-i greșit cu tine? Are 15 ani. Îmi vine să te strâng de gât. Quiet, what? The fuck? Ai de pula calului. Railgun. Kuroko nici nu încearcă. E gen TCSF. Omul ăsta e bolnav la cap, da, că altfel nu se poate. Ăsta e adevărul de micot. Right, like, vedeți cum arată fetița. Are 15 ani și arată în pula mea ca o scândură. Și ăsta zice: "Oh, horny on main." Atari. Ah, Monogatari. Just tipica voastră love story fantasy, toată de sânge. El puțin odată în viață, nu? Pentru iubitorii de femei, pisică sau cum mea se cheamă. Mă bucur că ai just ai cenzurat cuvântul pulă, dar n-ai cenzurat-o drag de alte chestii extraordinar de problematice. Like, my man, just ai toate prioritățile greșite. E maximul, dar nu pentru Araragi. Par de toate aceste situații și... Ah, oh, yes. Japonia asta. La numărul 4, Sarutobi Ayame în Gintama. Serios, nu te-ai aștepta ca în timpul liber să fie... E o comedie, man. Să zic acum, just... Nu e că Ayame are o problemă. Eu zic acum că Ayame are o problemă. Chiar mai multe, dar nu e pentru latura sa masochistă care o cunoaștem toți practic, dar e pentru atunci când se îmbracă ca crush-ul ei anime boy, pentru a fi identică cu el practic. Bine să mor. Juvia Loxer în Fairy Tail. Există o limită la orice, vă spun eu. Cu o voce, da, orice, nu la cringe de scenariul tău. Oh, fuck, Overlord, of course. Nu deschide gura, el și vocea lui testosteron zero.
macabră ca și situație, dar se știe că domnițele cad la podea când angelul deschide gura. I mean, deci, ce-am învățat noi despre Rares în video ăsta? El când se uită la țâțe, au de pulă și când aude vocea lui Ainz, cade la podea. Super, el și perfect. Vocea lui testosteronică, cum se face să nu-l iubești, venerezi, onorezi, celebrezi? Ha? Ce ziceam? Oh, my dude. I mean, you know, e bine. You know, logo-ul Shunro încă e în rainbow color, so te susțin dacă e până acolo Rares fără rușine, just. Da, concludem cu ceva. Concludem cu incest. Hai să mergem mai departe. Hai să vedem ce videouri mai are. Watch Mojo România. I mean, nu mă mir că n-au făcut views, I mean, nu că eu specialist am făcut views, că e clar că nu sunt right. Bă, scenariul ăla, oh, scenariul ăla, oi, 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 tătătă mă doare. Right, hai să ne uităm la ăsta cel mai avem acolo, ce mai avem aici, hai să, oh yes, super, top 10 lupte din Boruto, of course, trebuie neapărat să vedem care sunt top 10 ăsta, oh, și top 5 replici hilare din dublajul românesc al lui Naruto, cause of course că trebuie, bun. Stai așa. Ăștia au, fiți atenți la ăștia, mă, ce nesimțire. Top 10 cele mai populare animeuri din toate timpurile. România și astăzi vom număra descrescătorul alegerile noastre pentru 10 cele mai populare animeuri de pe planetă. Ok, deci ăsta e primul video de acum 5 ani, right? Înainte să începem, la final nu vreau. Și sunt recunoscut. Hello world. I'm back. Tu poți vrea cât vrei, dar lucrarea originală a fost una dintre Sword Art Online, ok. Realizarea sa este de mare. Numărul 9, franciza Full Metal Alchemist, ok. Povestea frate mult mai rudit. De ce e asta? Pentru că o să vedem. Of course, Sailor Moon. Pentru fete mulțime de... Bun. Attack on Titan. Bun. Hai să mergem mai departe. Detective Conan. Ok. Weird, but ok. Death Note, of course. Naruto, of course. Pokémon. Nu pot să meargă mai mult de 2 secunde piesa aia că-mi iau fucking copyright claim. Ok, One Piece. Și pe primul loc probabil e Dragon Ball or some shit. Yeah, of course. Bun, anyway, hai să ne uităm la același video, care e exact același video, ok? Nu uitați, locul întâi Dragon Ball. Hai să vedem Rares. 3 ani mai târziu au refăcut video, right? Neon Genesis, nu, Tokyo Ghoul, ok, am deja schimbat video-ul absolut complet, super, mă bucur că are același video de două ori cu două topuri diferite, ok? Zombalei, super, perfect, fantastic, felicitări, fenomenal,
zombalăi. Just rareș, puternic de la bun început, zombalăi. Bine, nu mă flamați în comentarii, ascultați, ascultați, acești zombalăi se hrănesc cu carne. Zombalăi, nu mă flamați. Mă bucur că nu mai funcționează proiectul ăsta. No shit, Sherlock. De asta ăștia badly. No. Cei chiatului care ok. Un scenariu fac una dintre cele mai vrăjitori. La numărul 9 avem seria Fairy Tail. Ok, ăsta are ceva cu Fairy Tail. Înțeles. Mai din toate timpul. Seriile mele preferate, v-am mai zis și în clipul anterior despre My Hero Academia, e genială seria și serios zic asta. Ok, tipul ăsta e un ormi, bun, am înțeles. Pentru evoluție animată în seria doar Code Geass. Code Geass, of course, of course că are și un anime de liti și of course că e de la Tanibuchi și of course că e Code Geass. Adică nu mă mir, e rare și până la urmă despre care vorbim să o ia. Bun. One Punch Man. Ce șam? Normii. E există un e cel mai printre singuri găsiți câteva mații. Fate. Ok. Nu poți să fii normii să te uiți la Fate. Adică trebuie să ai, you know, o boală mentală ca să te uiți la Fate, zic eu. Zic mult, înțeleg că se va cu animale. Anyway. Dar sincer cred că de ori Neon Genesis Evangelion, but ok. Nu să Bleach, pentru că Bleach, nu uitați, nu a fost în episodul exact același video, de fapt. Numai cu 3 ani mai devreme. Deci franciza Yu-Gi-Oh. 20 plus ani de la What? Just întrebare. Întrebare pentru chat. Sunteți destui, ok? Cine pula mea se uită la animeurile noi Yu-Gi-Oh în afară de le se uită. But just în rest să mai uită ceva în pula mea la Yu-Gi-Oh. Manga original știu că Despa l-a citit, dar ăla, you know, ăla e manga original, right? Nu-i ăsta. S-a uitat cineva în pula mea la Yu-Gi-Oh fucking Sevens sau care pula calului a fost ultimul? Că I fucking doubt că multă lume se uită la Yu-Gi-Oh. Like, mai multă lume eu cred că joacă jocul decât se uită la anime, sincer să vă zic. So, Mobile Suit Gundam. What? Ok, sure, whatever. I don't know, două topuri cu același nume, dar absolut diferite. What the fuck, Watch Mojo? Anyway, hai să ne uităm la ce altceva decât top 5 replici hilare din dublajul în română a Naruto. Ok? Din dublajul român. Și jumătate în urmă s-au difuzat două sau trei situații. În Igor se va atunci când por noi. Auleu! E cineva aici? O zis auleu! O zis auleu! Tu l-ai, domne! Cred că am simțit ceva! Ce-a fost asta? Ce să mă fac? Astăzi ne uităm la cele mai hilare momente și replici din primele episoadele seriei Naruto dublate în română, care a fost difuzat pe Jetix acum ani de zile. Aceasta este seria copilăriei ținălului, dar intenționat factul acestei Hinatei. Naruto, fă ce poți mai bine! De ce sună ca replici din filme porno? Oh, oh. What? Fă ce știi mai bine? Și ce-a fost aia? What the fuck? Nu-i că Hinata a fost vreodată vreun personaj cine știe ce e important sau serios în serie. Oh, Hinata nu a fost un caracter important vreodată în serie, nu? What the fuck, bă? Tu la ce anime te-ai uitat? Hm? Eu sunt destul de sigur că Hinata cam de la just
de cam de la început a fost destul de importantă, zic eu. Seria originală, mai ales acum la început, unde încă nu era luată în calcul de Naruto sau băgată în seamă. Era deja puțin cringe în dublajul japonez, dar e cu totul la cel românesc. Da, după cum vă puteți imagina. Da, eu pot înțelege tot cum că e o serie veche și dublajul de cineva random luat de totuși, nu cred că i-am fi dus lipsa dacă ar fi dispărut din La numărul 4, Sakura, a.k.a. cel mai inutil personaj din toată seria. Of course că unor mi-ar zice ceva, cel mai inutil personaj din toată seria. Are you... What's wrong with you? Aparent, personajul ei... Oh, dacă Naruto e obsedat de Sakura la început, nu-i problemă, ha? Numai când ea e obsedat... Nimănă asta, standard de duble ce are. E construit și bazat totul... Dar unde, Sasuke, e... Adică, unde e replica? Sasuke, se uită direct la mine! Ah, ce privire frumoasă! Ah, ok. Sakura, aici ai. Fruntea ta este atât de albă și de încântătoare. Mă face să... Simt că vreau să o sărut. Ok, yeah, nu, no, just... Bă... E destul loc acolo. Nu, nu. Astfel, ea naștere una dintre cele mai memate momente din dublajul român al lui Naruto. Acum... A, da? Unde sunt meme-urile? Că eu n-am văzut niciodată meme-urile despre fruntea lui Sakura, să mor eu. Paniată desigur cu o altă scenă și mai loc oarecum sau episoade, dar cred că ușor... Adică persoana care îmi place este... Hobby-ul meu este... visul meu pentru viitor este... Și? Ce urăști? Naruto! Doamne, doamne, da, merge mai departe. La numărul 3, Naruto. Credeți-mă, sunt Naruto Uzumaki. Îmi place foarte mult ramen la cană. Și îmi place foarte ramen la cană. Nu, coaie, just ramen. De ce la cană? Pentru că e cap ramen? Bruh, the fuck? Mult ramenul pe care Iruka Sensei mi l-a dat la magazinul de tăieței Chiraki. Nu puteam să nu-l includ pe protagonist în această listă. Și acum mă întrebați, dar de ce era și caca și sună bine o lana în comentarii. După haz acțiunii, asta, adică, adică, ziceți voi, băi... Care îl fare la început de cam zicem că devine uiteți cu rău de această serie. La sfârșitul Sake. Eu sunt Kukashi Hatake. Oh. Stai așa, ci că ăsta... Ăsta sună bine, Kukashi Hatake. Noi îl avem pe Kukashi Hatake. Eu sunt Kukashi Hatake. Cu ce, mă? Lucruri care îmi plac și lucruri care nu-mi plac. Kakashi a fost întotdeauna favorit al publicului și eu personal fac personajele mele preferate. Și mai zice la că sună bine. În general pentru că e un șmecher indiferent, dar neindiferent în același timp. Asta până la dublajul în română, unde l-au masacrat. Desigur că păstrează calitățile pe care le avea și în japoneză, dar numele lui a fost batjocorit pe toată seria. Aparent, românașilor noștri nu le-a plăcut Kakashi, așa că l-au numit Kukashi, da, motive neclare, dar desigur... Ca să nu fie cacofonie, mă, ca să nu fie caca. Nu ce ai prins? Sigur că e mega chiar să auzi Kukashi într-o frază. Știți și voi vorba aia, fiecare cu ce îi place până... Kukashi e, cred că dublatorul sau ce de mult bucruc, așa că personaj atât de interes schimbă foarte mult toată seria, adică pe toate... Trebuie să învețe să vadă mai departe de lucrurile astea. Hmm? La numărul 1, Sasuke Uchiha, a.k.a. Sasuke Uchiha. Mă numesc Sasuke Uchiha. Bro, what? Nu, no. Nu, no, stai așa, poate n-au auzit ce-i cu Ikea. Pare pe toată seria, adică pe toate cele 3 sezoane care sunt în această serie. Cred că am exagerat puțin, dar trebuie să învețe să vadă mai departe de lucrurile astea. Hmm? La numărul 1, Sasuke Uchiha, a.k.a. Sasuke Uchiha. Mă numesc Sasuke Uchiha. Oh, shit.
Bruh, damn. E fix cea they did him dirty, man. Memată scenă din tot dublajul român. Ah. Până și Eurovision a memat-o. Deci asta chiar înseamnă ceva. Toată seria, lumea îi greșește numele. Ah. La Sasuke Uchiha, la Sasuke Uta, la Sasuke Ikea, la Sasuke Ukiya. Te-ai gândit că da, uite, poate... Ah, ce rău. Totuși, hai. Nu prea îmi place mai nimic. Ceea ce am nu e un vis, pentru că îl voi transforma în realitate. Îmi voi rânscăi planul și voi distruge pe cineva anume. Voi distruge pe cineva anume. Oh. Iai. Știi ce? Nici nu ne mai uităm la top 10 lupte din fucking Boruto. Like... Come on, man, după ăla, like, cum, ce pula mea mai poți să zici, lăsă, ce mai poți să, like, literalmente, ce, what the fuck, ce alt content ar putea să, top 10 waifu din Naruto, du-te, mă, nu, oh, ok, ne mai chinuim la unul, ok, because of course că trebuie, right? Și hai să terminăm după aia ora asta de anime aici, că voi nu știu dacă mai bere cu cancerul ăsta, sincer să vă zic. Filmul pe care toți ați așteptat, hai, nu mințiți. Unii dintre voi încă din primele clipuri ale canalului alea de acum 3 ani, gen 3 ani tot scriu top 10 waifu din Naruto, când? Top 10 fete Ai, îmi pare rău pentru faptul că ai adunat o asemenea comunitate care ți întrebi de top 10 waifu când... Frumoasă din Naruto, mai ales fiecare din meu mai mult sau mai puțin la comentariu de genul waifu din Naruto când, unde, când apare? Băi, ar fi interesant să faci un top 10 waifu din Naruto, tot, dar e cât se poate de 1000 acasă, cu furci și porțe. Mai de multă vreme, pe canal, clipuri de ale mele din Naruto, conținutul nou. Fiecare are preferințele, cel mai mare fanbase, cel mai mare horn naționale. V-am mai spus întregul că nu sunt fan a waifu și fete desenate. Eu vă sugerez să comentați topul vostru aici. Ca dislike, nu, oricum, spoiler alert pentru toția personajelor. Deci, Boruto, spoiler alert pentru Boruto. Decis aici dacă să o pun pe Samui. Pe Samui, dar după o analiză destul de grea, vă dați. De grea, s-a uitat la țâțe și a zis, băi, bine. S-o pun pe Samui, mai ales pentru că Samui are o cultură, niște ochi foarte frumoși, mari și scripitori, nu? Blondă bretonată, puțin și arăzită, foarte puțin și îmbrăcată, de sexy e sexy, sincer vă zic, fără nicio reținere. Bine, în top 10 waifu din One Piece. Desenat și animat, pentru că nu prea poți să zici că e un personaj desenat din anime sau desene animate sexy, dar oricum, Samui e liderul clanului Samui. O persoană cu o personalitate incredibilă, calmă, matură și mai mereu nu foarte vorbăreață, dar intervine de obicei când e nevoie. Și până aici, ok, best waifu. De asemenea, cum Naruto are tendința să zică mereu credeți-mă, și anume, date baio, așa și asta, are tendința să zică cool. O să zic eu ce e cool la ea, sau nu mai zic deloc. Trebuie să fim atenți și la monetizare. Este și considerată pe lângă aparențele sale. Un cunoi ce e foarte capabil și valoros și de încredere, de chiar cel de-al patrulea Reikage însuși. Totuși, mai țineți minte cum se plângea Kotorumeri pentru că aparent are niște ochi foarte mari și frumoși, după cum a spus și omoi. Ochii, adică cultura, ca să înțelegeți. La numărul 9, Conan. Conan este un waifu foarte discutabil, fosta partener al lui Nagato din Akatsuki, singura care a avut onoarea și dreptul de a-l chema pe nume, eventual defectând față de Akatsuki după moartea lui Nagato și devenind căpetenia satului Amegakure. Puțin ne interesează asta, știm că are o poveste tragică. Deci nu te interesează, you know, personalitatea personajului, nu? Adică cu familia care moare în cel de-al doilea război mare Shinobi, backstory-ul său cu Jiraiya, Pain, moartea lui Pain și a lui Yahiko, dar pe lângă povestea ei, noi aici vorbim de cât de waifu este de fapt Conan. Deci nu te interesează povestea unei persoane și personalitatea ei, numai cât e femeia, e femeia. Conan am înțeles. Conan este persoana deșteaptă, știe de treaba ei, stoică. Na. Pe ori te interesează, ori nu te interesează, mă. Ce pula calului? Foarte calmă, asemănătoare cu partenerii ei trecuți, datorită faptului că... Care că dacă vede, e
Tâțe să gândească iar la pule, nu mai are așa, mă. A trecut și foarte mult timp cu ei, dar știm că deși se aseamănă și foarte diferită de Yahiko și Nagato, dar cu parcursul timpului a devenit o persoană foarte serioasă, care și ea nu a fost foarte vorbăreață. Dar, băiți, sub acel parpalac de Akatsuki se află o femeie destul de... mai... Oh my god, cât de horny pe mine e omul ăsta, mă. Parpalac. Țineți minte cum Jiraiya i-a spus că atunci când va crește va deveni o femeie frumoasă? Ei bine, a avut dreptate și nu mai multă dreptate decât ar fi trebuit să aibă. Dar nu mă înțelegeți greșit, nu căutați pe net Hot Conan sau Naked Conan sau ceva de genul. Așa, trimite oamenii să caute o târdie Rule 34, why not? La numărul 8, Tiger, zeița iepure, progenitoarea chakra. Păi de-aia că iepure, de-aia îți place de Kaguya, că... Dacă e iepure, fuge ca un iepure, nu? Aia urmea să zici. Mama Chakra, liderul clanului Otsutsuki. O, a, da, da, că ea e lidera clanului Otsutsuki. Otsutsuki. Nu? Rocătorul final și definitiv al serie, precum și waifu-ul suprem și definitiv al serie, sau cel puțin... Ei waifu definitiv al seriei și ai pus-o la numărul 8. Fucking genial, man. Știi, e un anime foarte bun, îmi place, extraordinar de hype. Foarte, foarte bun. Nota 5 din 10. Logică de Claudinski, merg pe logică de aia de Claudinski sau cum pula mea îl cheamă pe ăla. Printre waifurile definitive și supreme ale seriei, de la care efectiv apoi avem tot Boruto, mamă a lui Hagoromo și Hamura, două personaje, a venit prima posesoare a chakre din lumea Naruto, apoi știm că se fuzionează cu copacul și devine cele 10 cozi, dar asta puțin. Cândva o persoană bună și păsătoare, am vrea să ridică la carte, dar hai, exact, ai merge. Nu e cine știe ce, dar blonda noastră preferată, nu? Normal că e Tsunade, no, dar normal că e Tsunade, că of course că e Tsunade acolo, că e... De grabă, milful blond nostru preferat sau bunicuța blondă noastră preferată, pentru că știm că ea de fapt... Bunicuța blondă preferată, aula asta, mă! ...tehnici avansate pentru a rămâne tânără, deși ea prin Naruto și Puden are cam vreo 54-55 de ani, deci vă dați seama că și ăsta e unul din motivele pentru care e aici și nu mai sus. Te culci cu Tsunade, te trezești cu bunii Tsunade. Bine că, na, are și un caracter și o personalitate foarte mare, nu? A fost prima noastră waifu din Naruto, adică pentru mine măcar și cea mai impactantă. Mai țineți minte cum era frică de sânge? Bine, ai de capul meu! Trecut și restul, dar totuși, Tsunade e o descendentă a clanului Senju, a lui Hashirama, Tsunade, încercând astea până când, o domnilor, una din cele mai waifu, soția lui Minato Namikaze, membra a clanului Uzumaki, unde știm destul de bine că toți sunt roșcați ca și ea. Kushina a fost și cea de-a doua Jinchuriki a lui Kurama, bestia cu 9 cozi, până s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu bestia cu 9 cozi și, desigur, nașterea lui Naruto. De mică, ei da, au făcut sex și bestialitate și chestii gen, of course. Care o enervau, a avut un temperament aparte. Nu, nu, nu cred că... Just... Dă-te bătut para că just... Dacă încerci să gândești ce zice, just... N-o să bată. Fushina și ea cu tendința de a spune repetat același cuvânt. Cum Naruto avea date baio, credeți-mă. Ea are credeți-mă și ea. Și anume, date bane. Adică date baio, dar la feminin. Lol. Poate pareau dură, irascibile, dar de fapt e o persoană foarte păsătoare și dulce. Fiind și foarte... Ce-i vagabond? Ce-i para? Pentru fiul său. Este foarte puternică, adică nu degeaba a fost aleasă ca și un Jinchuriki. Dar cel mai tare moment e când se întâlnește cu Naruto. Atunci când Naruto crede că ea e ceva formă umană a lui Kurama, de unde ea îl pocnește și Naruto o ia în brațe și o recunoaște ca pe mama sa. Oh. Kushina e un personaj aparte care sigur merită locul în această lipus. Sakura Uchiha, zic asta. Oh, cel mai useless personaj ever e pe locul 5, ca waifu. Ce? Asta pentru că discutăm doar de Sakura din Boruto aici, pentru că știm că... Oh, Sakura din Boruto numai. Aha, ui la el. A luat cât de cât și ea, a devenit un milf waifu demn de un top 10. Nu doar că aparent acum e cea mai puternică femeie Shinobi, dar desigur, chiar și cu echipera lui Naruto și Sasuke, nu o putem pune în aceeași discuție cu ei. Vorbind de personalitate, Sakura este un personaj care, nu știu cum să zic, e foarte doritor, mai ales în privința lui Sasuke, Uchiha direct din primele episoade. Mai târziu știm că îl cucerește sau măcar se mărită cu el. Și au și o fiică împreună, Sarada, dar Sakura este o persoană care își maschează și ascunde adevăratele sale sentimente. Ma. Chestiile cu Sarada, cu salata, cu dealea food punch și băutură panzesc pentru Dragon Ball, nu pentru Boruto. Mai ales că nu a zis ca Sasuke, cel mai mare, sau cred, unul din cei mai mari trădători din existența Naruto, zic eu, omul, hai că da. Sakura are cam două personalități, cea pe care o arată și cea interioară, cu care sunt abilă.
are bipolar disorder, cum să nu? Super. Sincer, nu. Shinichi Mizukage este o femeie destul de atractivă în lumea Naruto, mai ales Shinobi. Mei este un player când vine vorba de Naruto. Personaj suport, încurajant, bun, bine vorbitor, nu vrea conflict credibil, deoarece știm cât de flirty poate fi. Un flirty poate fi. Super. Că nu e personalitate și o cultură foarte mare. Numărul 3, Ino. Ino Yamanaka, cunoscută ca și waifu-ul tuturor. Nu e nevoie să mințiți. Cum adică waifu-ul tuturor? Ce vrei să zici, că e curvă? Ni la el cum prea curvește femeile. Mă, ce nesimțire. Liderul actual al clanului Yamanaka, alături de toate celelalte atribuții ale sale. Aceasta este fosta membra echipei 10, Trete, genial. La academie, unde lor să devină mai încrezătoare în ea, pentru că... Acest Boruto, putea arată atât de rău anime-ul ăla. Știm destul de bine. Cultura ei uriașă. Fica cea mică, la numărul 2, Hanabi. Deja vă puteți da seama cine e la numărul 1. Dar Hanabi Hyuga, fica cea mică a familiei Hyuga, la fel ca Hinata, este una din cele mai hot personaje din Naruto Shippuden de la sfârșit și Boruto, după spusele fanilor. Și sunt de acord. De acord. Boruto, ok. Hanabi o ia mult pe Hinata în Boruto. Mai ales... O ia mult cum? Cum o ia? Ce vrei să zici asta? Mai ales din Boruto, zic că Hanabi o ia mult pe Hinata în Boruto. Mai... Ce vrei să zici aici cu asta? O ia cum? Ce ia? Ce insinuezi tu aici? Ales pentru că aparent cultura ei devine mai mare decât a Hinatei, de când... Cultura ei. Ce vrei să zici cu asta? Mai exact. Ce vrea să spună autorul, dragilor? O ia pe Hinata și are cultură mai mare ca ea. Oare ce vrea să spună autorul în acest eseu? Fața lui Hinata se micșorează, nu știu de ce. Păr șaten închis în anime, brunet în manga, de diferite dimensiuni și frumos. Dar în Boruto, Hanabi este top tier waifu, efectiv, ochii roz, cultura mare și puternică, adică nu e de joc. Are și Byakugan, dar desigur că și personalitatea sa este ceea ce ne interesează, nu? Adică nu ne interesează de cultura sa, nu? Ca și persoane și altele. Da, și uite, asta îți mai putea da, pentru că Hinata la sfârșitul lui Naruto și Shippuden este best waifu ever din Naruto. Orice fan ar putea zice asta. Da, poate e puțin enervantă. Puțin foarte enervantă datorită caracterului. Gata, nu vreau să aud Hinata Slender de la Rareș. Ai de capul meu, mi-a luat damage fizic, cred că, just... Ce nu fac eu pentru voi, dragilor? Cum nu sufăr eu pentru voi, he? Cum nu sufăr eu pentru voi? Nu mai, just... Asta a fost așa, cred că group torture, că altfel nu... Damn, bro. Na, astea au fost altele news. Nu știu dacă am învățat ceva despre făcut top 10-uri, pentru că just efectiv nu cred că m-a ajutat cu nimic și topul ăla cu Shoujo cred că o să mai trebuiască să aștepte pe, nu știu, poate sezonul viitor, ok? Pentru că, just like, după damage-ul mental care mi l-am luat eu astăzi și mi l-am luat cu toții astăzi, just... nu știu dacă o să am fortitudinea mentală sau parpalacul necesar care să-l iau pe mine ca să, you know... Mă pun jos să fac un top waifu sau top shoujo sau whatever. So... Yeah. Ne vedem vineri la SRL live pe twitch.tv/ro. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături aici live în chat, că v-ați uitat pe YouTube și ați dat like și subscribe și că, sau că ne-ați ascultat în varianta audio. I know, o trecut ceva vreme de când ne-am auzit în varianta audio, pentru că ultimul fost joc, ălalt o trebuie să-l vedeți, dacă nu l-ați văzut ăla cu Nu ai voie să râzi, încă pe Twitch, e absolut fucking fantastic. So, yeah, eu am niște filme anime de văzut, cred că 3 la număr. Și, you know, să aveți o săptămână plăcută în continuare și o recuperare temeinică la cap după tot episodul ăsta. Ne vedem data viitoare. Eu am fost Raul, un alt fan anime, care clar că vorbește prea mult despre anime.
Pa, pa. Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul e special și specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație dacă nu vrei un shoot la personalitate sau cultură. Ne vedem data viitoare, seara faină, grijă de voi, pa, pa și bineînțeles un ultim